Ucraina se pregătește de o nouă ofensivă rusească în următoarele 10 zile, cel mai probabil în vestul regiunii Lugansk și în sudul regiunii Donetsk, unde Rusia a deplasat trupe în ultimele săptămâni oficialii de la Kiev ar fi primit informații foarte solide de la partenerii occidentali în acest sens scrie presa ucraineană. Bine te-am găsit la un nou material. Hai să vedem care sunt ultimele știri din războiul ruso ucrainean și de ce probabil următoarele 10 zile sau în următoarele 2 săptămâni război din Ucraina se va modifica complet pentru că Rusia pregătește noi atacuri de amploare în această țară și probabil după cum spun mulți experți în politică militară Partea a doua a invaziei lui Putin. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, susține că țara sa, aflată în plin război în urma invaziei declanșate împotriva sa de către Rusia, este dispusă să ofere asistență poporului turc prieten în urma cutremurului care a lovit Turcia în cursul nopții de duminică spre luni, potrivit celor de la Reuters. Sunt șocat de știre despre. Moartea și rănirea a sute de persoane în urma cutremurului din Turcia, a scris Zelensky pe Twitter. Ministrul canadian al apărării, Anita Anad, a distribuit o imagine pe Twitter cu primul tank Leopard donat de Canada care sosește în Polonia ratează The Guardian. Primul tank de luptă principal canadian Leopard 2 pe care l-am donat Ucrainei a ajuns acum în Polonia, a spus Anand. Alături de aliații noștri, în curând vom antrena forțele armate ale Ucrainei în utilizarea acestui echipament. Presa ucraniană scrie că oficialii de la Kiev au primit informații foarte solide despre intențiile Rusiei de a lansa o nouă ofensivă, iar atacul ar putea avea loc în următoarele 10 zile. Rușii ar urma să atace cel mai probabil în regiune Donetsk și Lungansk, unde au masat trupe în ultimele săptămâni. Un depozit de muniție rusesc din Kahivka, regiunea Herson, a luat focazi noapte potrivit unor imagini apărute pe rețele sociale. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a ajuns duminică seară în Irak pentru a se întâlni cu liderii iracheni și a discuta în special despre energie în condițiile sancților impuse Rusiei în urma invaziei din Ucraina. Lavrov a aterizat la Bagdad duminică seară în fruntea unei mari delegații care include reprezentanța ei companiilor de petrol și gaze, precum și investitori, a declarat pentru AFP Ahmed Al-Shahaf, portorul de cuvânt al diplomației irachene. Șeful serviciilor secrete militare ucrainene, Kirilo Budanov, îl va înlocui pe Oleksii Reznikov, în funcția de ministru al apărării, anunța duminică seară deputatul David Arahamia, lider al partidului de guvernământ, informează Ager Press. Războiul dictează mișcări de personal, explica deputatul. Vremurile și circunstanțele obligă la o întărire și concentrare. Este ceea ce se întâmplă acum și va continua în viitor, a adăugat el, fără a preciza data estimată a acestei remanieri ministeriale. Patriarhul rus Kiril, un apropiat al președintului Vladimir Putin, a lucrat pentru KGB, serviciul de informații externe al Uniunii Sovietice, în timpul războiului rece, au dezvăluit cotidianele elvețiene Le Matin Dimas și Sonziaung, citând arhive clasificate, potrivit de la Figaro. Un dosar întocmit de Poliția Federală confirmă că monsiorul Kiril, așa cum este numit în acest document, aparține KGB-ului. La începutul anilor 1970, patriarhul care susține cu ardoare invazia Rusiei în Ucraina locuia la Geneva pentru a reprezenta oficial Patriarhia Moscovei la Consiliul Mondial al Bisericilor. Misiunea Kiril, al cărui nume de cod era Mihailov, a fost de asemenea de a influența acest Consiliu care a fost infiltrat de KGB în anii 1970 și 1980. Obiectivul sovieticilor era de a determina instituția de la Geneva să denunțe Statele Unite și aliații săi și să își tempereze criticile privind lipsa de libertate religioasă în URSS, arată cotidianele sublinind că biserica rusă refuză să comenteze activitatea de spionaj a lui Kiril la Geneva. La rândul său, Consiliul Mondial al Bisericilor a transmis că nu are nicio informație pe această temă. Lematin Tindimanș l-a intervat pe nepotul patriarhului, Mihail Gundiaev, care i-a succedat ca reprezentant al patriarhatului moscovit la Geneva, care a declarat că unchiul său nu a fost un agent chiar dacă a fost supus unui control strict din partea KGB-ului, iar acest lucru nu a afectat sinceritatea angajamentului său față de munca ecumenică cu alte biserici, are creat el ziarului. Cotidianul mai scrie că patriarhul Kiril este deosebit de atașat de Elveția. El a vizitat Elveția de cel puțin 43 de ori, precizează ziarul, adăugând că pe lângă pasnea sa pentru schi în 2007 și a rupt chiar un picior pe o părți elvețiană, diplomația răgioasă, spionajul și finanțele l-au readus constant pe Kiril în Alpi sau pe malul lacului Geneva. Am sentimente speciale față de țara dumneavoastră, dintre toate țările din lume, este poate cea mai frumoasă pe care am vizitat-o, a explicat patriarhul în 2019, când l-a primit la Moscova pe președintele Consiliului de Stat al Elveției. Ministrul de Externe Sergei Lavrov a ajuns duminică seară în Irak pentru a se întâlni cu liderii irakieni și a discuta în special despre energie în condițiile sancțiunilor impuse Rusiei în urma invaziei din Ucraina. Lavrov a aterizat la Bagdad duminică seară în fruntea unui mari delegații care include reprezentanți ai companiilor de petrol și gaze, precum și investitori, care adică era pentru AVP Ahmed Al-Shahaf, portătorul de cuvânt al diplomației irakiene. El se va întâlni luni dimineață cu omologul său irachian, Fuad Hussein, a spus portătorul de cuvânt citat de agenția irachiană de presă INA. El va avea o întrevedere cu premierul Mohamed și al Sudani, cu președintele Abdul Flatil Şarhahid și cu șeful Parlamentului Mohamed al buzi vizita confirmă deschiderea Irakului față de toți partenerii și prietenii săi, a spus Al-Shahaf, sublinind importanța atragerii investitorilor, în special în energie. Ministrul rus și omologul său irachian vor discuta de asemenea despre transformările legate de securitatea și stabilitatea regiunii și despre punctul de vedere irachian cu privire la operațiunile militare din Ucraina, a recrat joi Al-Shahaf. Purtătorul de cuvânt a mai spus că țara sa este favorabilă oricărui proces de dialog care să permită dezamorsarea acestei escaladări și atenuarea crizelor, în special în sectoarele securității alimentare și energiei, războiul din Ucraina antrenând o creștere a prețurilor pe piețele internaționale. Aliat apropiat al Iranului, Bagdadul întreține relații strategice și cu Statele Unite, care încă mai are soldați staționați în Irak în cadrul coaliției internaționale angajate împotriva grupării jihadiste. Joi, șeful diplomației irachene l-a primit pe omologul său saudit, Faisal bin Farhan. Cei doi miniștri nu au menționat o posibilă reluare a negociilor între Riyadh și Teheran, cele două putere regionale. Bagdadul joacă rolul de mediator în aceste discuții care au stagnat de câteva luni. Și în ultima știre, există un consens cu președintele ucrainean Vladimir Zelensky pentru ca armele furnizate de occidentali să nu fie folosite pentru atacuri asupra teritoriului rus, a spus cancelarul german Olaf Scholz într-un interviu publicat duminică de săptămână lui Există un consens asupra acestui punct, a spus Olaf Scholz. Aliații Ucrainei au depășit noi praguri în sprijinul militar acordat Ucrainei, angajându-se să furnizeze în special tancuri grele și rachete cu rază mai lungă de acțiune. Aceste rachete GLSDB, Ground Launched Small Diameter Bomb, ar putea aproape dubla raza de acțiune a forței de lovitură ucrainene, potrivit Pentagonului care a anunțat vineri că vor fi incluse într-un nou pachet de ajutor militar american. Aceste dispozitive de diametru mic trase de la sol pot atinge o țintă situată la 150 de km distanță și astfel amenință poziții rusești din spatele linilor frontului. Tancuri grele de concepție occidentală au fost de asemenea promise Echevului care se așteaptă să primească între 120 și 140 din diferite țări. Germania va vale livra 14 tancuri Leopard 2 luate din echipamentul armatei sale. Tancurile germane ne amenință din nou, a spus joi Vladimir Putin, făcând o paralelă între campania sa militară din Ucraina și războiul împotriva Germaniei cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la victoria sovietică împotriva armatelor Germaniei la Stalingrad. Cuvintele lui se înscriu într-o serie de comparații istorice absurde pe care le folosește pentru a-și justifica atacul asupra Ucrainei, a fost replica lui Olaf Scholz. Ori nimic nu justifică acest război, a adăugat el. Împreună cu aliații noștri furnizăm Ucrainei tancuri de luptă pentru ca aceasta să se poată apăra. Am cântărit cu atenție fiecare livrare de arme, în special coordonare cu, cu aliații noștri începând cu America. Această abordare comună face posibil evitarea unei escaladări a războiului, a mai spus cancelul german. În discuțiile telefonice pe care le-a avut cu președintele rus de la începutul conflictului, Vladimir Putin nu l-a amenințat personal nici pe el, nici pe Germania, a aprecizat-o la jos, chestionat de Bild pe această temă. Într-un documentar realizat de BBC, Boris Johnson a afirmase că liderul rus l-a amenințat cu un atac cu rachete care ar dura doar un minut. Kremlinul a respins aceste acuzații mai scrie AFP. Cam atât a fost, dragi mei, și acest material. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să vă abonați și de asemenea să apăsați și pe butonul de like.